Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou meci de League of Legends cu abonații. Asta e echipa noastră. O să fie un meci destul de dubios contra la ăștia, adică au o echipă super mega tancă, tancoaie, tankistă. O echipă de tanci. Yorick e tank, Cho'Gath e super tank, Pulpar, Lee Sin bănuiesc o să meargă tank, adică așa ar fi logic. Și Malzahar cu Twitch o să fie dubios oricum. Și mai ales că ăsta-i suport Malzahar. Ceea ce o să fie destul de enervant. Tryndamere cu Mastery 7. Înseamnă că o să nu-i care. Asta e la McDonald's, de wireless, de asta se încarcă Talireu. Da, e ok, boss. M-am umplut cana asta. Parcă vă chiar dau pe jos. Dau pe jos. Pe sus. Pici șa. Nu-mi cacias. Shatra Benz. I will unite the Freylord. Sunt foarte curios ce skin-uri o să împice din cutiile pe care le-am pe E1. Parcă văd că aici o să împice ceva skin-uri din alea șmechere. Twitch văd că n-are nici un mastery, deci probabil că e level mic. Și ce caută Cho'Gath aici? What the fuck is this? My friend. In Russia, dronka. Nu știu ce am să zic. Da, e ok, bă. Firar al dracu Cho'Gath. Și acum parcă i-au făcut update sau urmează să-i fac update. Dar cred că i-au făcut de fapt update la Zac și arată zona în care o să pice după ce își dă eu slingshot-ul. Ca să știe lumea de unde trebuie să ia flash și chestii. Aveți cercul ăla. Și lor parcă le apare cu roșu. La adversari. Din ce am citit la ultimul patch. Ia să aveți, my friend.
My friends. Dar ce face ăla cu ciomogat? Parcă-i jumate AFK, jumate joacă. Am mers un pic cam agresiv acolo. Trebuia să aștept până își dă slingshot-ul Zack. Și numai după aia să mă bag în forță. Că-l făceam pe prostul ăsta de ciogat. Cum dracu am ratat minionul la habar n-am. L-am văzut și pe Leshin că e aici. Hai că-i dăm pe spate acum, direct. Mă fuge bulangiu. N-are tupeu. Doi peu. Patrușoc versus 16 ăla, ești prost? What the fuck? Văd că farmez mai bine decât oricare de la ei din echipă. Ceea ce e bine. SKZ, my friend. Hai, fă prost-o, dă-i odată. Hai, mă, dacă tu ești aici, îți dau ție. Mamă, ce urât am dat la minionul ăla. I-am dat ceva la ciomogat. Joacă destul de prost ăștia, adică mă așteptam la altceva. Dar văd că nu prea au habar, așa că probabil că o să-i batem. Mai ales dacă reușesc să-mi fac niște iteme jumechere și chestii. It's easy. Am 60 farm. Mult peste 25-ul Twitch. Deci, easy pateu.
ультимата. Da. Acolo au greșit, trebuia să-și păstreze heal-ul până iese din range-ul la turn și după aia să-l dea ca să nu moră. Că dacă îl dă imediat ce i s-a încărcat chestia aia la ultimată, tot mai ia bucăți de la turn, îi scade HP-ul și pa. Dacă îl dai după ce a ieșit din range-ul de la turn, gen o secundă era acolo treaba, diferența. Twitch dă cu tot felul de substanțe puturoase. Reveal what is hidden. Care vrea să zică, ia să aveți. Aoleu. Faină ultima dată ce-o mogat. Ai belit-o. Mamă, ce fain a fost ultima ta. Dar nu mă lasă oamenii să iau kill-uri. Mă, ciordiți, mă. Nu-i destul că m-au aranjat ăștia cum mai e proteină. Bine, glumesc, în parerea, nu-s curios dacă iau kill-uri sau nu. Dacă era rank, probabil că nu mi-ar fi convenit, dar așa nu-mi pasă. Dăm două hituri. Vine leșină. Sau nu vine? Ce dracu face acolo? Ah. Scoate pink ward-ul. Al dracu, nu da șpiță. Păcat că nu am avut acolo Warden boschet. Că dacă aveam ward aici, nice, l-am bătut cu minioni. Da, așa că sigur vine la invizibil, garantat face ceva manevră. Sau? Poate că nu. Oricum, pe ăla l-am bătut practic cu minioni, adică am intrat în boschet, a luat încă 2-3 bastârși de la minion și a fost mort. Let's go, my friends, let's go!
Aoleu, că vine leșină. Nu te bă, dracu. Oricum am stun, adică dacă era ceva, îl dădeam direct în bot. Sunt mortu. Stai, dracu, cu noi. Unde vrei să mergi? Ai, mă. E aici. Da, dacă o da cu chestia asta și vedem că merge în direcția aia, de ce nu pot să-l pălesc? Adică... Nu înțeleg. Care-i scopul la... Scopul la... Care-i scopul la chestia aia, adică nu o să... Vedem. Ținta. Bă, dar asta e varză muci pateu, adică... What the fuck? Nu să te bagi? Nu mi-am dat seama. Care a fost tactica lui Ciogat acolo? Chiar n-am înțeles nimic, opa. Vine acum boșii și de pe mine. Lead the way, pe pateu. Hai, Gigele, să-ți bag două pe spate. Să fie, my friend. Și dai mitralieră, forță. Avarosa, guide me. Guide me pe pateu. Pe legheleu. Hai, Gigele. Dacă dau ultima dată în zona asta, reușesc să fac nouă. O dau degeaba. Mă iau închei mai low și creez o oportunitate pentru Catalina. Dar nu-i cazul. Mai stai cu noi, my friend. Să vedem ce mai e pe aici. Cum te simți? Da, pe ei distrugem. N-au nici cea mică șansă. Practic e ca și termina meciul ăsta. Toți avem kill-uri. Destul de multe. Și la ei, practic numai ăsta poți să zici că e cât e cât fi dat. Și junglerul așa ni. Da, nu prea are treabă oricum cu jungla, e destul de slab. Cel puțin, ori de câte ori au venit de sine în bot, o juca prost. Mă, nu știu ce să zic de restul lane-urilor, dacă au făcut ceva. Da, din moment ce are numai 2 kill-uri și 0 assist-uri, nu cred că au făcut mare lucru. United, we are stronger. Trindamere n-are nicio treabă în top. Nu-i facă ea
Niciun pic de counter. Mamă, cum l-am topit pe ăsta, ești nebun. Ah, să-mi ba picioaca în el. Dar nu te las, jur că nu te las. Să-mi ba picioaca, ți-am zis că s-o fac. Fraiere. Să nu vină ciumpălaci, că acum slow. Și n-ar fi rău să fac un match în care să nu mor niciodată. Cinci zero cinci. United, we are stronger. Manchester United. Nu prea o treabă cu stronger acum, da. Ce să faci? Dominating, my friend. I have a big cock. Nu am ăștia cu dat. Măcar am dat snipe-ul de final. Și ăsta a fost un match forță maximă. Cam atât. Până data viitoare, dacă vă place seria asta, nu uitați să dați un share și un like. Salutare!